Aproape ora 9 dimineața, mergem spre gară să luăm bilete pentru trenul cu destinația Ella. Trebuie să fim cu o oră mai devreme și suntem în timp. Trenul este la ora 11. Candy Railway Station, 91 minut. Să vedem dacă au dat drumul la bilete, că au zis că doar cu o oră înainte dau drumul. Dar eu cred că au dat, hă? Poate are întârziere celălalt tren și îl prindem pe ăsta. Ha, chiar că. Ne-a trimis să luăm bilete de la ghișeu numărul 5. Cred că luăm pe ăsta de mai devreme. Nu mai stăm până la 11. Hello, Forela. What time is it? Now? Now? Yeah. How many tickets? 2%. 1,001. Să luăm acum, nu? Third class? Yes. Reward third class? Yes. Ah, nu-i spun. Ok. Luăm la clasa a treia, că oricum locurile sunt pe apucate. Și de ce nu să nu plătim mai ieftin și să luăm mai multe fructe. Clasa a treia, third class. Am luat biletele, până la urmă am prins trenul ăsta de la 9. De fapt era la 8.45. Ah, și vine, numărul 2. Hai pe locuri. Hai pe locuri. Clasa a treia aici. Aha. Clasa a treia. Bagă-ți ghezdan. S-au grupat toate. Păi nu cred că mai e cum să iei cu biletul ăsta. Trenul este prea plin, n-avem cum să ne mai fim în ăsta, e full. Stai în picioare și cu ghiozdanele. Pleacă trenul, n-avea cum să luăm pe ăsta. Era prea haos. Prins, da? O combinație bună este de cumpărat bilet la clasa a treia din Candy în Ela, pentru că clasa a doua este la fel de busy și tot în picioare stai dacă nu prinzi loc. Niciuna dintre clase nu are locuri, deci e pe apucate. Plătești dublu la clasa a doua pentru nimic. Acum chiar am văzut niște persoane de la clasa a doua, le băgau la clasa a treia. Na, dacă nu e loc. Lemon banana. Maybe half of them. Half? Deci 2 kilo, yeah. Ne aprovisionăm cu fructe pentru drumul de 6 ore. Ne-am luat niște lemon banana, 2 ananași micuți pe care îi taie bucățele și acum fructul de cacao. N-am mai mâncat din Brazilia. Oh, da, la sept. Da. Nu din Brazilia, din Bolivia. Din Bolivia. Din Bolivia, de anul trecut. Vreau să ne luăm și mangostani, oferta 3 la 100, dar i-a terminat și am văzut mai în față 5 200. O să luăm pe aia. Uite, cacao. Oh. Ia. Cum e, ha? Bun? Mm-hmm. Trebuie puțin mai mult coaja tăiată, nu? Nu e chiar cop. Nu e cop. Mai luăm și un coconut de băut.
Ce și niște de la, bă, întâlnești. Ce? Guanabana? Sau ce fel ăla? Ăla de ieri? Sau sau? Nu plecăm la drum fără mangostan. 5 bucăți cu 100. Suntem aproape gata de plecare, mai lipsesc... Sacoșile. Mai lipsesc rambutanii. Ne-am luat ananas, mangostan, lemon, banana, apă și niște cassava chips cu ceapă și brânză la punga din carte. Mare trip de 6 ore cu trenul. Pregătire generală. This one good. Good. Ha, this one normal good. This one good. Ok. Hit. Hai să vedem. Hai să vedem. E bună, nu? Mhm. Foarte. Aia, pancei atina de noi. Ne luăm două pungi. 10 la 100 și 15 la 100. Calitatea 1 și calitatea 2. Pancei. Ha, de-aia. Mandarine nu mai vrea nimeni. Chiar că cu toate fructele exotice. Acum putem spune că suntem tunați cu fructe. Suntem tunați, pregătiți. 25 de rambustani înghesuiți într-o punguță. Rambutani. Rambutani. Rambutan. Și ananas. Sacoșile de fructe. Acum chiar putem să luăm trenul, chiar dacă nu l-am luat pe primul, pe al doilea îl luăm pentru că nu aveam nicio gustare. Suntem pregătiți. Și trebuie să ne orientăm să sărim pe locuri, asta e cel mai important. Vine trenul să înceapă marea bătălie. Wow. Doar încă prinde locul. Ce bine. Intre pe geam, da? Mamă, e de care mult să fac. Și a sore ca sardinele. Să sperăm că coboară lumea asta înainte. Dacă nu, cu care avem aer condiționat. Ventilator. Mai bagă nașul, mai înghesuie puțin. Gustări, gustări, pe înghesuială asta cineva a venit cu coșul cu merindă. Mari. Kilo, pere, pere. Hello, is pineapple, mango, is guava. Pere, amba, anasi. Mangga, sewaru, malpa, bada. Ente? Inna, ente? Pura, kapura, lupa. Pere, amba, anasi. Shesamai. Kilo, pere, pere.
Încă se mai sună, e lungă, nu? Încă se mai sună, altă oprire. O să ajungem stafidiți. Stafide. Altre la fel de plin. Deci nu-i combinația să vedem el la Candy. Aceeași nebunie. Ai prins pe loc, a? Greu. Thank you.
În final, după 7 ore, am ajuns în Ela, hub turistic. N-am făcut celebra poză în care se iese din tren. Hai, când ia trenul curbă, am stat ca niște sardine și am mâncat creveți cu Ela, Ela. 150 de kilometri cu 0,80 de cenți. Primele 2 ore sardinală, după care... Sardinală totală. După care... Dar și pentru 3,70. Ce mai vrei? Vrei să meditezi cu călugăr? Era un alt și aici. Meditate with the monk. Nu, nu-mi trebuie nicio meditare, nu trebuie nimic. Îmi trebuie decât o farfurie de mâncare acum, rapid. Uu, e frică. Muzică electronică? Nu te joci. 24 hours, sau aseară ne întrebase cineva într-o țară unde consumul de substanțe pedepsit cu moartea sau pe viață, pedepsă pe viață, ne întrebase cineva aseară, vreți 2 grame de haș? Da. Am crezut că n-auzi bine. L-am întrebat, ce? Hașiș. Tu ești nebun. Zis, nu, never mind. Da, da. Ești nebun. Vedem ce prețuri sunt. Vegetable rice. O miuță. 700. Da, da, nu acum. O, ce luxury pare zona, nu? Ela, Ela. Ia uite ce pălăriuțe. Te-ai tunat cu unul. Cămășuțe, pălăriuțe. Hainuțe. Loc super turistic. Înapoi în civilizație, a? Ocean is my addiction. Și cu Ela. Let's take a trip to Dale Colombo, da. Ela. Ela Ciupercaruș. Ia tripul și îți iei pe viața. Hello. Come for the dinner, we have a nice place. Ok. Weekend party. Oh, ce jamaicani, a? Welcome, welcome. Thank you. Gustări. Welcome. Luxury. Nu mai știam cum arată o zonă turistică. Chiar că ne-am instalat, aceasta este camera pentru 7,50€ pe noapte. Bine că avem plasă de sânțare în final, putem să dormim cu geamul deschis. Lux și un prelungitor. Plus baie, nu? Baie, apă caldă, boiler. Și sânțari mari, ia uite-l cât e. Nu ne interesează, că avem plasă. Cea mai lux baie, a? Casa Misty House. Ieșim pe gustări. E un răcoric aici, în zona asta. Suntem în zona de munte. Dacă bem ceva, cădem în cap. Ne-am luat așa un cotu. Și ce conține? Practic sunt niște lipite tăiate, legume. Ăsta e ou, nu? Ou. Și creveți. Care costă 802,20€. Și vine și la tine supa. Supa de ceapă. Cu 1,10€ și 10. Cu 4€ ceva ne punem în cap de oameni. La un restaurant de lux. Fish and chips. Nice. E bună? 1,04€ orez cu legume. Cu 4 căriuri. Hai pe ele. Ne punem în cap. 4,50€ toată masa. O masă pentru 2 persoane. Wow, cum e cotul ăsta, are și usturoi și carabeci. Legumele cum sunt? Foarte bune. Două black,
fasole, linte, super bun. Fața noastră, secretul bucătăriei sirlancheze, picantul. Ăsta e secretul. No. Vrei budin? Nu. No.